Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. Iar astăzi, așa cum ne stă bine, suntem în câmp și suntem în ferma domnului Liviu Stanimir. Suntem la sfârșitul lunii martie, e destul de frig afară, dar am hotărât împreună, așteptând ploaia să facem o discuție despre ce se întâmplă pe zona dumneavoastră în controlul buruienilor. Dar să începem cu început. O să vă rog întâi pentru telespectator să vă prezentați, să ne ziceți zona și câte hectare cultivați. Sărut mâna, mă numesc Liviu Stanimir, sunt inginer agronom în cadrul Societății Agricole Agrolider. Lucrăm 1.050 de hectare de teren în localitatea Jilavele, în județul Ialomița. Asolamentul nostru se împarte în, în trei bucăți. Prima dată avem 350 de hectare de grâu în fiecare an, 350 de hectare de porumb și 350 de hectare de rapiță și, rapiță și floarea soarelui. Care sunt uh, principalele probleme pe care le aveți în zonă? Și mă gândesc aici la buruieni, la dăunători sau la boli. Principalele probleme pe care le întâlnim, dacă vorbim strict de cultura de floarea soarelui, uh, sunt uh, buruienile pe care le stăpânim cu greu. În tehnologie aplicăm doar genetică Clearfield, atât la rapiță cât și la floarea soarelui, tot pentru a controla foarte bine buruienile, testată fiind problema de peste 10 ani de zile. Am renunțat complet la hibrizi pe bază de tribenuron metil și am rămas doar pe imazamox. Vă văd destul de tânăr. Ce vârstă aveți și de când vă ocupați de, de agricultură? Și cu cât ați început? Am 29 de ani. De agricultură mă ocup de când mă știu, alături de bunicul meu, alături de tatăl meu. La a treia generație de fermieri. Suntem la a treia generație de fermieri și pot să spun cu siguranță că de 12 ani sunt în fermă în fiecare zi, practic. Au fost vremuri în care să fii fermier era un lucru important, era o afacere profitabilă. Ce se întâmplă astăzi? Pentru mine este foarte important să fii fermier, este practic, o pot numi o misiune. Am fost în mai multe delegații, atât în Argentina, cât și în Cehia, în Austria, am, în Slovacia am reprezentat România, am spus problemele noastre, am colaborat cu fermierii de acolo problemele lor sunt unele, problemele noastre sunt uh, altele, dar uh, sunt și ne și intersectăm în ceea ce uh, privește aplicarea neonicotinoidelor, spre exemplu, sau aplicarea insecticidelor sistemice. Cel puțin în cultura de rapiță avem nenumărate probleme, știm cu toții, sunt foarte multe insecticide sistemice care s-au scos. Lasă da, fermierii este... fără soluții, dacă la fungicide, iată, au mai venit companiile, au mai scos câte ceva la erbicide. Uh, insecticidele sunt cele care pun cele mai mari probleme. Exact, insecticidele pun cele mai mari probleme. În toamnă am întâmpinat uh, probleme foarte mari la cultura de rapiță. A fost nevoie să intervenim de, de 3-4 ori cu insecticide de contact. Știm cu toții trebuie să prins momentul optim în ceea ce privește aplicarea unui insecticid de contact. Este foarte greu. Și personal nu văd problema în a aplica un insecticid sistemic în toamnă, la cultura de rapiță, ce remanență ar putea avea până în vară când recoltăm această cultură, mai ales că știm cu toții ce trebuie are cultura de rapiță și practic ea nu ajunge direct în hrana oamenilor și da, este o perioadă destul de mare în care chiar nu văd remanența acestor insecticide sistemice la cultura de rapiță în special. Iar practica pe care ați văzut-o în țările sau în statele vecine, în continente poate diferite, da. au aceleași interdicții privind insecticidele? Suntem defavorizați, am întâlnit aceleași probleme și în țările vecine din Uniunea Europeană, mai puțin, cum spunea și dumneavoastră, pe alte continente, cum ar fi în Argentina, acolo nu erau așa de mari restricții ca la noi, Acolo, bine, sunt și două culturi pe an, sunt alte condiții. Noi suntem nevoiți, dacă vorbim despre apă, despre conservarea apei, care pentru noi este un subiect foarte important, probabil o să vorbim și despre tehnologia pe care o aplicăm la floarea soarelui, și o să vă explic mai multe din ceea ce facem noi pentru a proteja apa, o resursă foarte importantă din sol. În Argentina, era, de exemplu, media precipitațiilor anuale era undeva la 1000 de litri pe an pe metru pătrat. Știm cu toții că în România rar se ajunge, cel puțin în zona noastră, la 500 de litri pe metru pătrat. În anii buni. Deci este practic jumătate din ceea. Din ceea ce au ei, și cu toate astea ne luptăm, și uh, sunt producții mulțumitare, mulțumitoare la noi. Avem tehnologie, avem utilaje, intervenim cum putem. Care credeți că e principala dumneavoastră problemă? Să ridicați uh, humusul din sol, să conservați apa? Către ce vă întreptați? Cu ce luptați? Principala problemă este conservarea apei din sol. Avem, așa cum am spus anterior, avem precipitații în mult mai puține decât în alte zone chiar și decât în Franța sau în, în Germania, mă rog. Sau în vestul țării. Sau în vestul țării, mai ales. Și, da, principala, principala noastră provocare, să-i spun, este conservarea apei din sol. Ne îndreptăm cu toții către un nou til, către un strip til, încercăm să facem cât mai puține lucrări mecanice și, în ultimii ani, am redus din lucrările convenționale pe care le făceam, am înlocuit arătura, de când cu... ați scos plugul? Plugul l-am scos cam de, cam de 3 ani. În situații extreme, in, intrăm și cu plugul, dar foarte, foarte rar. În special la culturile prășitoare, dacă ne permite timpul, dacă avem o umezeală în sol care să permită întoarcerea brazdei, atunci intrăm. Dar au fost foarte mulți ani. Toamna, știm cu toții că trebuie să fie un număr mare de precipitații și noi am avut niște toamne extrem de secetoase, care nu ne-au permis intrarea cu plugurile în câmp și în mare cam de, cam de trei ani am renunțat la arătura. A lucra în minimum til sau un strip til înseamnă că vom găsi acolo poate mai multe buruieni, mai mulți dăunători și respectiv boli. Cum, pe asta cum le managem? Bineînțeles, cam asta înseamnă strip tilul și nou Nu știu Chiar nu, chiar nu văd o rezolvare la această problemă. În ceea ce privește buruienile, uh -huh. sunt ceva soluții destul de bune. Cum aminteam anterior, culturile pe uh, genetica Clearfield ne ajută foarte mult. Controlul buruienilor îl ținem foarte bine, cu Imazamoxul în special. Mai avem, de exemplu, la cultura de rapiță. S-a scos uh, produsul comercial C Cleranda, care ne-a ajutat foarte mult. Era un pelicular aplicat în toamnă. În primăvară nu mai aveam absolut nicio problemă cu controlul buruienilor. A rămas Cleravo, un uh, produs comercial pe bază de Imazamoc și cu Emerac. Este foarte bun. L-am aplicat în, uh, în primăvară de data aceasta. E clar că buruienile au apărut din toamnă. Au rămas pe toată perioada iernii. Să spunem că pe perioada iernii nu au asimilat foarte mult din azotul din sol și din macro și microelementele din sol, dar în toamnă și-au făcut foarte bine prezența, prezența simțită. simțită. exact. Și am intervenit acum în primăvară să spunem că una peste alta buruienile le ținem, le ținem sub control. Este Care sunt problemă? cele mai dăunătoare, cele mai... Care vă ridică cele mai mari probleme? Cele mai mari probleme în ultima timp le-am avut cu matricaria, sunt trei specii de matricaria. Mușețelul, cum era Denumit denumirea popular. populară, da? Mai avem amaranthusul, chenopodiumul și în ultimul timp am tot văzut în culturile noastre ambrozia. Din ambrozia ce în ce mai răspândită în România? Este din ce în ce mai răspândită în România. Cum? La cultura de grâu cu fac o paralelă, este iarba vântului. Un, o buruiană apărută, cel puțin la noi, în cultură de vreo 3-4 ani. Și foarte asemănătoare cu familia grâului, greu de combătut. Exact, foarte greu de combătut, antigraminei cele își fac treaba mai mult sau mai puțin. Am avut infestări, infestări masive cu această buruiană, la fel și în, în cultura de floare și de rapiță, să spunem. Cea mai importantă buruiană pentru mine ar fi matricaria, care este și destul de greu de combătut, dar am ținut-o sub control cu produsul comercial pulsar. Îl aplicăm în fiecare primăvară, în stadiul de 4-6 frunze, la cultura de floarea uh -huh. soarelui. Cu ce doză? Mergem în doză de 1,25. Pulsar simplu, 1,25 litri pe hectar. Este doza maximă care face față cu succes combaterii buruienilor, fără probleme. Din câte în... am înțeles, la ora asta putem găsi în câmpurile dumneavoastră rapița. Cum arată? Avem aproximativ 300 de hectare de rapiță. Acum, surprinzător, arată foarte bine. Au fost nenumărate provocări în toamnă. În primul rând, la noi, în zonă, semănatul îl începem undeva la 15 august. Anul acesta. S-a dovedit a nu fi soluția câștigătoare. Undeva în jurul datei de 25 august a venit o ploaie foarte repezită. Rapita a făcut un scrob. Noi întotdeauna semânăm 60 de semințe pe metru pătrat. Să spunem că avem o răsărire de undeva la 55 de plante pe metru pătrat, și în urma acestor probleme am rămas cu cam pe jumătate din suprafață. Am rămas cu densități între 20 și 30 de, de plante plate. pe metru pătrat. Fără șansă să mai răsară ulterior. Fără șansă să mai răsară ulterior. Soluția câștigătoare la rapiță anul acesta ar fi fost un semănat un pic mai târziu, undeva după 1 septembrie, aproape de 15 septembrie. Avem jumătate din suprafață semănată în această perioadă. La această cultură, n-a fost, fost nevoie de intervenția cu atât de multe insecticide. Corect. unetori nu prea și-au făcut simțită prezența. La fel și controlul buruienilor a fost mult mai bun. Deci... Experiența spune că rapița trebuie să semănată mai târziu și cred că porumbul mai devreme. Este posibil. Anul acesta v-am spus, a fost... A, a, Ați așa... întors ceva din rapița care... Nu, am fost foarte aproape de a lua această decizie. Dar... Până la urmă am fost mulțumiți, am înțeles că unii fermieri deja seamănă 25 de semințe pe metru pătrat și sunt mulțumiți, Ia știm cu toții rapița ramifică foarte bine. O, practic putem spune că pe jumătate din suprafață o avem în testare. Repet, cu densitate de 20-30 de plante pe metru pătrat. Este posibil să fie soluția câștigătoare până la sfârșit, dar în anii precedenți avem o ploaie care... Vine tot așa în jurul datei de 25 august Și în fiecare an soluția câștigătoare a fost Semănatul un pic mai devreme Chiar și la cultura de rapiță Ne asigurăm răsărirea Îi dăm o stopare în, undeva în toamnă în luna, La sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie Și suntem liniștiți Intră viguroasă, intră cu... 8 mm la colet, intră în 8 frunze în iarnă, cu 8 cm pivotul, intră exact cum scrie la carte, dar dacă se la 15 august. V-am spus, anul acesta este unul ex excepțional. De fapt, ultima perioadă ne arată că nu mai știm pe ce experiență să ne bazăm, de fiecare dată cum Exact. Trebuie doar să ne descurcăm din mers. Eu am să vă întreb, ce hibrizi alegeți? Cum faceți ca uh, sămânța aceea mică, firavă, pe care o puneți în pământ să, să iasă și să fie profitabilă? Pe jumătate din suprafață, anul acesta am ales hibrizii semi de la BASF. Este vorba de hibridul Invigor 1166. Am avut și hibridul 1266 în cultură anii trecuți. Am fost foarte mulțumiți de genetica BASF. Avem foarte mare încredere în în acest producător, și rezultatele au fost bune. În special mergem cu cu hibrizi semitimpuri. La noi, în vară, se instalează destul de vreme o secetă aici în zonă, și hibrizii semitimpuri ne-au ajutat, ne ajutat în fiecare an. Atât la rapiță, cât și la porumb, hibrizii semitimpuri sunt de bază. Este rapița în continuare una dintre cele mai profitabile și e prima care aduce banii, la fel se întâmplă și în ferma dumneavoastră. Dacă ne uităm la conjunctura politico-economică de anul trecut, din primăvară, putem spune că, că este. Cine a apucat, vorbim de anul trecut, da. cine a apucat să facă contracte future, să-și vândă producția chiar și la recoltă? Da, ar fi, ar, fi ar, fost fi o, ar fi fost câștigător De dar, regulă rapița nu stă pe stocuri și atunci... Da, anul acesta Noi am depozitat rapiță A fost soluția necâștigătoare Cum toți, toți știm Prețul este în continuă scădere Am reușit Am reușit să vindem de curând După depozitare De Depozitarea de peste toamnă, peste iarnă Am intrat chiar și în primăvară am reușit să vindem cu un preț cu cel puțin 40% mai mic decât ce a fost la campanie. Puneți-mi dacă ați încercat erbicidarea din toamnă. O, aveți ca practică în, fermă? Cei de la BASF o aduc și ei de anul următor, de anul acesta, de fapt, din toamnă, o e un erbicid. Am încercat ierbicidarea din toamnă. Anul acesta am avut în testare chiar și un erbicid preemergent la rapiță tot de la BASF, Butisan Avant, cu rezultate foarte bune, spunem noi. Și e posibil ca în viitor să extindem pe toată suprafața ierbicidarea preemergentă la cultura de rapiță. Ulterior vom testa și erbicidul de care spuneți dumneavoastră, care apare cu aplicare în vegetație în toamnă, toamnă să da. Înțeleg, da? și ca o soluție de avarie va rămâne erbicidul Cleravo în, în, condițiile în care burinile vor acapara cultura, vom interveni în primăvară cu, cu tot cu erbicidul pe bază de imazamoc și cu emerac. Iar la ora asta am înțeles că ați intrat în rapițați ați efectuat un tratament. Da, deja zilele trecute am, ef am efectuat un tratament de erbicidare. La fel, matricaria împânzise oarecum terenul, terenul, mai exact o solă de 50 de hectare și deja la șapte zile de la aplicare, efectele sunt vizibile, buruienile au început să să pălească. Văd în spatele dumneavoastră, sunteți pregătit pentru noua campanie, urea granulată. Ureia granulată am aplicat-o în doză de 100 de kg la hectar, Imediat după 1 martie, cum timpul ne-a permis, am anticipat și venirea unor ploi, Nu au fost așa cum ne doream. Cantitatea de precipitații după 1 martie a fost extrem de, extrem de redusă, un 5-7 litri, să spunem o medie de 7 litri pe, pe hectar. Se pare că rapița, atât rapița cât și grăul, că la ele am aplicat urea, au început să asimileze și arată foarte bine la, la, acest moment, dar ușor, ușor, vedeți și astăzi ne aflăm într-o într zi norată, ne așteptam să plouă, au venit doar 2 litri jumate, o cantitate infimă de apă care, mă rog, nici în stratul superficial nu-și face simțită prezența și se pare că ne îndreptăm cu pași repe spre secetă. Primăvara aceasta a, a debutat ca o primăvară destul de secetoasă. Am avut ceva precipitații peste iarnă și sub formă de zăpadă. Insuficiente probabil însă. Destul de, destul de puține, dar este primul an după, după 5 ani precedenți în care am avut zăpadă în iarnă și suntem mulțumiți cu ce a fost. Deci suntem foarte mulțumiți, v-am spus la noi în zonă, n-am mai văzut zăpadă de 5 ani, ne mulțumim cu ce avem la momentul acesta. Ne pregătim pentru perioada de semănat floarea soarelui. Da. Cum sunteți, când credeți că veți intra? Acum am efectuat niște teste în câmp, avem o temperatură în sol de 7 grade Celsius și ne gândeam să intervenim în premieră cu semănatul înainte de 1 aprilie pentru că prognoza de săptămâna trecută pentru săptămâna aceasta arăta foarte bine, cu temperaturi foarte mari, imediat s-a scăzut, s a schimbat toate prognozele, chiar săptămâna viitoare anunță temperaturi de 0 grade noaptea Ceea ce ne sperie nu o să fie timp și dacă vom semăna acum nu va fi timp ca floarea să răsară, dar nu va avea acel boom datorat încălzirii solului și încălzirii atmosferei, mă rog, nu va pleca așa de bine dacă va fi, va fi constrânsă de aceste friguri. Și ne gândim să mai așteptăm ceea ce privește semănatul la cultura de floarea soarelui și probabil și în anul acesta ca în anii precedenți vom interveni după 1 aprilie. Ce hibrizi alegeți aici? De asemenea, la floarea soarelui alegem tot hibrizii semitimpurii, pentru că în perioada de înflorire uh, intră un pic mai devreme, la fel nu se instalează seceta la momentul acela și uh, uh, experiențele anterioare ne arată că hibrizii semitimpurii ne ajută foarte mult pe noi în această zonă. Ca fișe tehnologică a culturii de, de floarea soarelui. Vorbeam un pic mai devreme și de protejarea apei din sol. Asta este un element vital în ceea ce privește cultura de floarea soarelui. Noi toate lucrările de pregătire a solului le efectuăm încă din toamnă. Uh -huh. În toamnă aplicăm 200 de kg de DAP 1846, ulterior pregătim inclusiv aplicăm inclusiv un combinator și terenul rămâne uh, liniștit peste iarnă liniștit peste iarnă în, în perioada de primăvară presemănat dacă este cazul intervenim cu un erbicid total dacă nu uh, dacă nu, mergem mai departe și semănăm direct fără să mai scoatem apa din sol în, în jurul datei de 3 aprilie când temperatura în sol ajunge deja la 90 grade suntem foarte atenți la acest aspect în carte scrie că ar trebui să fie undeva la 7 grade Celsius temperatura din sol, dar noi mergem pe la 90 grade și începem semănatul. Ulterior așteptăm pre -răsărire. aplicăm un erbicid pre-emergent, tot pentru a ajuta în controlul buruienilor. Ulterior în faza de 4-6 frunze, cam pe la 4 frunze intervenim cu erbicidul pulsar. La fel, atât floarea, cât și rapița, așa cum anterior am amintit, sunt clearfield, da? cu rezistente la substanța activă Imazamox. Ulterior, așteptăm cam șapte zile și intervenim cu primul fungicid. Primul fungicid, ostrobilurina, niciodată, nici în cultura de floare, nici în cultura de, de floarea soarelui, nici în cultura de rapiță, nu lipsește produsul comercial pictor aplicat preînflorit atât la una cât și la cealaltă, trobilurina și boscalidul fiind substanțele lui active, efectul de stay green pe care acest produs comercial îl conferă plantelor este foarte important pentru noi, chiar dacă recoltăm cu două săptămâni, chiar dacă recoltăm cu două săptămâni mai târziu decât fermierii care nu aplică acest produs comercial, este testat acest fapt. Este un control foarte bun asupra bolilor, cum ar fi sclerotinia, însă cum ar fi toate putregaiurile și planta rămâne în verde mai mult timp, asimilează mult mai multe elemente nutritive și producțiile, producțiile au crescut de când aplicăm acest produs. Deci în doză de 0,5 litri la hectar... Pictorul nu, pictor nu, li nu lipsește din uh, fișa tehnologică. Ce facem cu floarea soarelui la vânzare? Cum vedeți situația actuală, atât a cerealelor cât și a... Iată, și în Ucraina și toți vecinii noștri deja încep să, să, să se pregătesc de semănat. Este, este prematur acum. Știm cu toții, Ucraina este unul dintre principalii producători de floarea soarelui, atât din Europa cât și la nivel internațional. Cred anul acesta din auzite că floarea soarelui la recoltare va avea un preț mai bun, chiar mai bun decât al rapiței, un lucru fără precedent, practic. Rapița în ultimele, în ultimele zile pe bursă a scăzut foarte, foarte mult și este posibil ca, ca floarea soarelui să fie, nu știu, să fie un element câștigător anul acesta. Dar mai este mult până departe, știm cu toții ce... Ce fluctuații au fost atât anul trecut cât și la începutul acestui an, mi-e foarte greu să fac ceva previziuni privind, privind prețul. Și pe bursă au fost tot felul de anomalii, anunțau ceva, prețul scădea în continuare, ceea ce anunțau părea că va crește prețul, mă rog. Deci au fost. Nu există multe... predictibilitate aici, nu ajungem există predictibilitate cu... și dacă am învățat ceva după anul acesta, este că. Bursa este absolut imprevizibilă și este foarte greu de anticipat. Ne gândim la. Noi, în anii precedenți, cam așa făceam: 30% din producție o vindeam la campanie, 60% o depozitam și o vindeam ulterior, spre 70%. Dar, începând cu anul acesta, mă gândesc să semnăm ceva future un 30%, 30% l-a recoltat și 30% ulterior. Până acum cu depozitările am avut de câștigat anul acesta imprevizibilul, mă rog, și contextul acesta și cu războiul și cu toate cele a făcut să scadă prețul foarte mult și depozitările să nu mai fie un element câștigător. Știm că în piață sunt multe produse pe bază de imazamux, nu doar cele ale companiei BASF. De ce totuși le preferați pe acestea? Am foarte mare încredere atât în genetica celor de la BASF privind semințele, cât și în cercetarea lor. Din punctul meu de vedere, sunt o echipă puternică, fac o treabă foarte bună, chiar și aici la noi pe zonă, agentul de vânzări, tehnicul, sunt foarte pregătiți. Dar revenind la produsele BASF, sunt produse originale, sunt produse testate de noi și îmi conferă o oarecare relaxare atunci când, când le aplic, pentru că nu m-au dezamăgit niciodată. Contrează foarte mult formularea, aceste produse originale vin întotdeauna într-un pachet și cu adjuvanți, sunt foarte bine absorbite de către, de către plante și răspund, răspund, foarte bine. De fiecare dată ne așteptăm la un fermier să mai facă ceva în plus, să nu vândă doar produsele din câmp. Reușiți dumneavoastră să, să închideți lanțul? Tatăl meu, cel care a și dezvoltat businessul pe care noi îl avem astăzi, a plecat de la ideea de business integrat. Noi avem și o moară, o moară, atât moară de grâu cât și moară de mălai, tot aici în localitate. Avem și o covrigărie, desfacem către covrigărie grâul procesat, practic făina, și acolo ajungem la un produs finit. Ne gândim să dezvoltăm, să dezvoltăm acest business, dar sunt foarte multe provocări. Am cochetat și cu piața panificaților, în special cu pâinea. Au fost foarte multe probleme și în continuare cred că sunt foarte multe probleme în acest domeniu. Nu vreau să intru la nu Știm cu toții că zilnic în România intră foarte multă pâine congelată. Știm cu toții că intră foarte multă făină ceea ce nu e cazul. Eu zic că noi încă... bate mai multe cuie în talpă decât, decât așa ar fi cred și nu știu. Cred că românul încă știe să facă pâine. E clar că știm să facem producții de materie primă, cum e grâul, porumbul, dar eu zic că știm să le și procesăm, știm să scoatem și produsul finit și știm să le și vindem. Doar că politicile noastre, naționale, chiar și cele europene, nu știu, ar, ar trebui să fie mult mai bine gândite, ar trebui să fim mult mai bine reprezentați, cred, în, atât în la Parlamentul cât European, și în exact, Parlament. peste tot. Și, nu știu, Cred că asta e, asta e ideea, să fim cât mai bine reprezentați. Pentru că ați adus în discuție Europa, Uniunea Europeană, cum vedeți dumneavoastră, fermier de 1000 de hectare, ideea de a lăsa 5% din teren nelucrat? Da, este foarte dezbătut noul PNS, despre acesta vorbim. Am fost la foarte multe întâlniri, am fost și la discuții bazate pe, pe ceea ce va urma. Da, este destul de sensibilă problema, mai ales că sunt foarte multe zone în România cu teren, să spunem, impracticabil, cu teren acid sau, mă rog, neproductiv și cred că suprafețele astea porloagă ar trebui concentrate în zonele cu aceste probleme. Sunt zone în care terenul este foarte fertil, vorbim de zona fundulea, zona nana pe lângă pe acolo prin călăraș, am o impresie foarte bună despre acel teren, l-am și studiat în, în facultate și nu știu dacă este de bun augur ca 5% cel puțin din suprafețele acelea să fie lăsate, lăsate părloagă. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe zone mai puțin productive și să ne axăm acolo cu pe aceste terenuri purloag. Iar cei 5% cu leguminoase cum veți rezolva și ce veți spune? E clar că și cei 5% cu leguminoase sunt o provocare pentru noi. De ce? Mazarea, știm cu toții are un potențial limitat de producție. În condiții de secetă, mazarea ne-a lăsat întotdeauna la greu. Avortează imediat dacă o prinde la înflorit seceta, ea avortat și s-a terminat. L-a recoltat de asemenea sunt foarte multe probleme, acum vorbim strict de vorbim de mazăre. Uh -huh. Dacă vorbim despre soia, la neirigat, nu știu ce, ce potențial de producție are, tot unul limitat din ce am auzit de la colegii noștri. Mai sunt câteva, mai sunt câteva soluții, cum ar fi năutul, lintea, nu prea am încredere în aceste produse pentru că nu Piația văd piața de desfacere, desfacere de. pentru ele. Deci, asta e, asta e principala problemă. Și din punctul meu de vedere, rămâne maxați pe mazăre și pe soia. Avem de ales dintre acestea două. Să vedem, dacă reușim să facem ceva irigații, probabil ne vom maxa pe soia, dacă nu vom merge pe rapid, pe vom merge pe mazăre. Dar e clar că potențialul de producție este unul limitat. Deja avem foarte multe probleme în ceea ce privește prețul celorlalte produse. Și da, asta nu face decât să ne încurci, e clar. Aveți de gând să mai investiți anul acesta? Mă uit că aveți tehnică performantă. Se mai pot face investiții? Vă doriți? Da, în ferma noastră investițiile continuă. Deja am achiziționat o mașină de erbicidat, autopropulsată. Urmează să vină. Încercăm să ne axăm și pe, și pe irigații continue investițiile și în acest sector. Suntem la început, este o chestie de cercetare și internă și externă. Sunt foarte multe provocări în ceea ce privește irigațiile, dar am încredere că le vom duce la bun sfârșit. Și investițiile vor continua și în ceea ce privește un tractor. Avem un plan de capacitate mare, încă o combină, mă rog. E clar că investițiile continuă. Ce ați ales la combină și de ce? La combină lucrăm cu cei de la John Deere. De autopropulsată. E nevoie, era nevoie în fermă, aveați una tractată. Era nevoie, știm cu toții că au apărut dăunători la cultura de porumb: dă, dăunători care se manifestă atât pre-înflorire cât și în timpul înfloririi, chiar și la fructificare atunci ne trebuia o mașină de, de erbicidat un pic mai înaltă ca să înaltă, putem interveni. De asemenea, fungicidul pe bază de boscalit și strobilurină pe care îl aplicăm la rapiță se aplică în perioada înfloritului. Au fost dăți când rapița era foarte înaltă, nu am putut intra cu mașinile de erbicidat tractate și am simțit nevoia unei, unei mașini de erbicidat autopropulsată personal cred în dezvoltarea unor firme prestatoare, este loc pentru așa ceva. Rămâne doar ca doar ca fermierii să fie de acord cu, cu integrarea cu unui astfel de, de serviciu. Nu văd rentabilă achiziționarea unei mașini autopropulsate sub limita de teren de 800 de hectare, să zic este o investiție care se amortizează foarte greu, o investiție care te ajută într-adevăr în aceste momente cheie, cum am amintit la porum și, și la, rapiță, dar personal, dacă găseam oportunitatea închirierii acestei mașini, am fi, am fi apelat la acest lucru pentru că, v-am spus, amortizarea se face foarte, foarte greu acestor tiraj.